Bună seara, dragii mei și dragile mele! Numele meu este Mădălina și sunt reprezentant în farmacie pentru cine nu mă cunoaște. Țin să menționez acest lucru la începutul fiecărui videoclip, deoarece poate unii dintre voi vă uitați la primul clip de pe canalul meu. Astăzi vreau să fac un unboxing farmacie. De fapt, trebuia să-l fac de vineri, că vineri a venit comanda, dar n-am mai apucat, îmi cer scuze. Și așa arată coletul de vineri, desfăcut. Să începem totuși. Aici aveți factura care vă vine la fiecare comandă. Așa. Bun. Să trecem pe departe. Pentru voi am comandat 10 punguțe din acestea de carton. Și îmi place faptul că au venit așa mici. Pentru că cele mari erau puțin cam incomode, pentru că toată lumea sau erau persoane care comandase doar un ruș, un imel și trebuia să le dau tai mai sacoșa. Așa sunt mult, mult mai ok, chiar mă bucur că au venit așa. Pe comandă am avut un parfum senzațional. El este la 50 de ml. La preț de catalog 60 de lei. Dacă sunteți reprezentant farmacii sau doriți să deveniți reprezentant farmacii, îl puteți lua cu reducere de 23%. Undeva la 42 de lei. Țin minte că am dat eu pe el. El este sigilat. Este un parfum nici floral, dar nici nici dulce. E între. Deci, pentru cine îl dorește, îl poate testa. Eu am testere de la el, mă puteți contacta în privința asta. Tot pe comandă am avut și o mască cu usturoi și capixil pentru păr. Este o mască care accelerează creșterea părului, dar vă recomand să o folosiți în combinație cu șamponul și cu uleiul pentru păr, deoarece au legătură între ele, adică uleiul, de exemplu, dă strălucire, masca înmoaie firul de păr, iar șamponul alternează efectul măștii, adică îl întărește, astfel încât el, dacă le folosiți în combinația asta, nu este nici tare, nici moale, este doar mediu și nici nu vă cade părul. Masca o avem în catalog la 200 de ml și este 16 lei. Ea vine și sigilată prin sistemul cu capac. Adică așa. Să o dăm departe. Și tot pe comandă, pentru că vorbeam de uleiul cu usturoi, l-am avut și pe acesta. Este la oaltă cu masca. El este la 30 de ml, 50 de lei preț de catalog, așa arată el. Dacă sunteți reprezentant sau doriți să deveniți reprezentant, îl luați cu prețul de 35 de lei, pentru că are 30% reducere, deoarece este de la Dr. Tuna. La fel ca și masca de păr. Tot pe comandă am avut și un fond de ten VFX Pro, nuanța natural beige. Acesta este la 45 de lei, cu reducere de 23%, dacă deveniți reprezentant. Prețul lui de catalog este 45 de lei și are tot 30 de mililitri, dar este ok pentru că are o întindere foarte mare și puteți să pulverizați foarte puțin. Acest fond de ten, cei de la farmacie îl recomandă pentru pozele selfie și pentru cameră, pentru vloguri, cum fac eu acum. Eu nu sunt dată cu el, sunt dată cu alt fond de ten, tot de la ei, și machiajul meu este tot farmacie. Tot pe comandă. Am avut o cremă cu arbore de ceai, care este foarte bună pentru acnee. O și desfacem să vedeți că este sigilată. Ea este la 20 de lei preț de catalog și are 50 de mililitri. Este mai mare decât fundul de te. Da, ea are o tindere foarte mare și o să vă țină foarte mult, pentru că nu trebuie să dați cu ea foarte mult. Și eu o folosesc.
încă de când a apărut farmacii pe piață și sunt tare mulțumită de ea. Tot pe comandă am avut și un tuș de ochi. E doar un tuș de ochi. Ăsta nu are nimic special în el. Doar un tuș de ochi. La 14 lei preț de catalog. Tot pe comandă am avut și un luciu de buze Miss Sparkle. Încerc să-l deschid. Nuanța 03. Este la 24 de lei. Au apărut acum în catalogul actual și ar fi bine dacă le doriți și doriți să le testați. Eu am testare la ele, deci putem să ne întâlnim oricând doriți voi, dacă sunteți din Brașov, să le testați. Pentru că ele... Nu știu dacă vor mai apărea în catalogul următor. Și dacă chiar vă place, e păcat să le pierdeți. Catalogul următor vine de luna următoare, de la 1. Pentru mine am avut un primer de la VFX Pro. L-am avut și pe celălalt Steel Gel, dar am vrut să-l încerc și pe ăsta cremă. El are 25 de mililitri, este la 24 de lei în preț de catalog. Nu mai știu să vă spun cu cât l-am luat preț de reprezentant. Dar sunt chiar curioasă să văd cum se face, pentru că l-am avut pe cel, încă, de fapt încă mai am din cel gel și sunt foarte mulțumită că are întindere foarte mare. Tot pentru mine mi-am luat acest ser multifuncțional cu arbore de ceai. De ce spun multifuncțional? Pentru că pe lângă faptul că el poate fi introdus într-o mască de față pentru acnee, mai este foarte bun și pentru micoza unghiei. Sau pentru inhalații. Dacă doriți să faceți inhalații când sunteți răciți, desfundă bine nasul. El este la preț de 25 de lei, 10 ml la preț de catalog. Și așa arată el. Eu personal l-am achiziționat deoarece masca cu arbore de ceai de la farmacie nu mai este în catalog. Și am nevoie de o mască de față. Și atunci am preferat să-mi o fac acasă decât să iau alte măști și iară să-mi apară coșul și alte lucruri. Tot pentru mine și de data asta sunt dată cu el pentru că ăla mi s-a terminat. Încercare l-aveam. Mi-am achiziționat un rimel de sprâncene nuanța brown. Dacă vă uitați bine, de azi dimineață sunt dată cu el și mi se pare că nu s-a schimbat mare lucru. E foarte bine pentru că aranjează sprâncenele și chiar le colorează destul de bine. Așa are penița, deci pur și simplu dați direct pe sprânceană. Eu am mai folosit acest rimel și chiar sunt foarte mulțumită de el. De aceea l-am comandat a doua oară. Nu mai știu să vă spun exact cât e prețul la el. Dar să trecem mai departe. Ei, și pentru că am avut o comandă de 200 de lei și am plasat comanda exact în ultima zi a lunii mai, am beneficiat de 3 produse. Și anume, la 200 de lei am avut 3 produse gratuite, cum ar fi o ojă nude, nuanța creme brulee. Nu am mai încercat, am încercat ojele de la farmacie, dar această nuanță nu am încercat-o. Ce-mi place la aceste oje este faptul că se usucă foarte repede pe unghie. Și de foarte multe ori nici nu mai trebuie să mai dai cu luciu. Dacă ai o nuanță care, nu e, care este lucioasă, au culorile foarte pigmentate. Și țin și foarte mult. Tot în acel pachet a fost și rimelul Zen, renumit un rimel Zen, pe care eu l-am folosit și sunt tare mulțumită de el. Iar acum am folosit Star Look. Și la fel îmi place foarte mult pentru că curbează foarte bine genele. Acest rimel îl găsiți în catalog la prețul de
16 lei, are 7 miligrame și este foarte bun pentru alungirea genelor. Iar oja o găsit la 10 lei. Toate ojele sunt la 10 lei. Și tot din acest pachet am primit și un drujmat confident, rezistent la transfer. Nuanța 203, cred. Stați să mă uit pe celălalt. Nu, 206, scuze. Aceste rujuri sunt foarte rezistente, deci rezistă de la 4-5 ore, chiar 6-7 ore pe buze fără niciun fel de problemă. Recomandarea mea este, dacă aveți o piele mai sensibilă pe buze, să vă dați cu un balsam de buze înainte să-l folosiți, pentru că altfel vi se exfoliază buzele. Bun. Pentru astăzi, cam asta a fost tot. Eu vă stau la dispoziție dacă doriți să vă înscrieți. Sper că v-a plăcut clipul meu. Nu uitați să dați subscribe. Dacă doriți să-mi spuneți ceva, puteți să-mi spuneți în comentarii. Și sper să vă aștept și la următorul clip și să ne întâlnim și la următorul clip. La revedere!